Doriți să fiți undeva în sferă înaltă ale politicii și nu știți să scrieți corect. Bine v-am regăsit, e vacanță. Slavă Domnului, e vacanță. Au trecut copiii peste emoții, cei care aveau de dat bacul au dat bacul, ceilalți care aveau de dat cine știe ce alte feluri de examene le-au dat. Surpriza mea cea mare este că în rândul copiilor s-au aflat și câțiva adulți. Câțiva adulți de marcă, unii dintre ei provenind din rândul politicienilor, oameni buni. Hai, vă rog frumos, sincer, doriți să fiți undeva în sferă înaltă ale politicii și nu știți să scrieți corect pluralul pentru anumite obiecte de uz cât se poate de comun? Doriți să fiți în sferă înaltă ale politicii și abia acum vă desăvârșiți studiile? Chiar aveți impresia că trebuie să ne întoarcem în perioada stalinistă în care Stalin le spunea sovieticilor că și o bucătăreasă va fi președinte? N-am nimic cu bucătăreasă, dimpotrivă, Doamne ferește, vă mulțumesc tuturor celor care gătiți minunat, dar fiecare cu competența lui. Și spun asta de ce? Pentru că, deși campania electorală încă n-a început, suntem într-un soi de pre-campanie electorală foarte complicată. Ne ajunge că avem analfabeți funcționali deja prin diversele pături, să spunem, medii ale societății. Personal, eu nu vă doresc pe voi analfabeților în politică. Nu știu cât contează, probabil deloc. Dar cine știe, mai vorbim, mai vedem, mai votăm, numai bine.